Pace, sănătate. Să sporească pensiile la pensionari. Să fie lumea mai bună la suflet. Să ne unim, să unul cu altul, să încercăm să putem pentru un guvern bun care, într-adevăr, să ajute lumea. Ну, мира и спокойствия. Все. Ну, а что бы вы хотели, чтобы у нас было лучше? Какие там сферы деятельности? Тут уже, если начинать говорить, то у нас все должно быть лучше. Люди в первую очередь должны быть лучше, а дальше уже все остальное наладится само по себе. Oamenii să fie mai deștepți. Nu știu, asta e tot un răspuns foarte simplu, dar chiar ar fi mai bine dacă oamenii ar începea să prețuiască ceea ce au, să nu distrugă ce este. Iubiți țara, că asta e tot ce voi aveți și singura și puteți faceți asta numai bine pentru ea. În fiecare om trebuie să purtăm pacea. Când porți pacea în tine, în jur e pace. Sigur că este dragoste. Deci să aibă o conducere mai deșteaptă, mai competentă și mai puțin coruptă. Cu părere de rău, nu avem așa noroc. Nici anul ăsta, nici anul a ceilalți ani n-am avut. Oh, statului, da? Se mențină cât mai mult ca stat. Și să devină cât de cât suveran și independent. Să nu depindem de parteneri diferiți și strategici și mai puțin strategici. Să nu îndeplinim indicațiile celor din afară, să nu îndeplinească conducerea de la diferite ambasade și să avem o presă mai curajoasă, mai independentă. Părere de rău, nu avem noroc. Dar și cetățenii nu prea țin la statul nostru. În primul rând doresc ca Republica Moldova să fie pace. Asta e în primul rând. Chiar dacă scumpirile au loc, energie electrică, gazul, este mult mai important să fie pace pe pământ. Și sperăm pe viitor situația în Ucraina să se normalizeze și tot ce ține de transportarea gazelor din alte țări să ducă la o normă care au fost înainte de scumpirile date. Cel mai bine ar fi să atragă mai multe investiții în țară, să deschidă noi locuri de muncă care ar duce la prosperarea țării. Eu cred că guvernul înțelege lucrurile astea și cred că se stăruie din plin. În orice caz, careva investiții de acum sunt dați puțin încă. Educația să fie mai bună, școlile mai bune, să dezvolte învățătura cu mult. În multe domenii trebuie, mai ales agricultura, consider că acum este o problemă mare. Желаю нашей стране, что желаю, чтобы были политики, которые умеют договариваться с плохими, с хорошими, с умными, с очень неумными, чтобы делали для страны. У нас очень много яблок. Это считалось, Молдова считалось самым лучшим государством. Наши политики всегда раньше при советской власти были в Кремле. Понимаете что? Таким прекрасным людям я желаю огромного счастья, крепкого здоровья, всего самого-самого наилучшего. Мы здесь гости и безумно благодарны этой стране за то, что нас так приняло радушно. Поэтому можем пожелать только всего самого-самого наилучшего и прекрасного в новом году. Че дориц Молдове в доме дождей? Рентрезиря, патрия мамы, Румыния, капитала Букурешти. Pentru că sunt român, român îmi zice, și străbunii sunt români. Sunt român unde mă duce până în țara de păgâni. România e țara mumă, începutul nesfârșit. Numai ea cu drag ne adună și ne iartă de-am greșit. Trăiască România mare, reîntregită și noi în ea.